Într-o carte veche din Sfântul Munte, un duhovnic, iscusit în povețe, a lăsat închisă într-o întâmplare învățătura aceasta. Un preot cu frica lui Dumnezeu și grija păstoriților săi se ostenea zi de zi prin toate mijloacele ce îi stăteau în putință să întoarcă pe cei rătăciți din calea pierzaniei și să-i întărească în cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, vedea cu durere că ostenelile sale rămân fără roade. Credincioșii săi lepădaseră doar fățărnicia. Încolo putrezeau în aceleași păcate cum îi găsise. Zadarnică era slujba, zadarnice predicele, zadarnice sfaturile de la spovedanie. Nimic nu-i clintea din noroiul păcatelor. Ce să mai facă bietul preot? Cum să-i îndrepte? Se știa chezaș pentru sufletele lor și se frământa zi și noapte cerând la Dumnezeu să-i arate pentru ce nu poate să-i atragă la mântuire. Într-o sâmbătă seară, după vecernie, stătea amărât pe piatra din grădină, covârșit de datoria sa preoțească și mâhnit amarnic de trudai fără roadă. Cum sta așa, pierdut în gânduri grele, iată că Dumnezeu îi deschise ochii necăjitului său suflet asupra unei vedenii înfricoșate. O gloată de arapi, negri ca tăciunele, îi se arătară. Era un nor de duhuri necurate, ținând sfat în frunte cu Satana, marele și încruntatul tartor al iadului. Deodată, din mijlocul divanului, cu glasul diavolesc zbiră odată de clocot văzduhul. Voi, drăceștilor gloate, scorniți cu mintea voastră, meșteră la viclenii, și să-mi spuneți, cum ați putea voi mai ușor și mai sigur înșela pe oameni ca să umplem cu ei pântecele flămând al iadului? La această poruncă a tartorului, gloatele încornoraților intrară în putoarea diavoleștilor sfaturi. Nu trecu mult și din mulțimea aprinsă la sfat, ieși înaintea Satanei o căpetenie, lucind ca păgura, și zise: Întunecimea ta, să furișăm în mintea oamenilor gândul drăcesc că nu este Dumnezeu. Astfel, neavând de cine se teme, ușor ne vor cădea în ghiare, vor face numai ce vrem noi și vom umple iadul cu ei. Ascultându-l, Satana chibzui și apoi răspunse: Cu minciuna asta prea puțin vom putea prinde în undiță, pentru că lucrurile celui de sus, cerul și pământul și toate câte le împodobesc, mărturisesc slava lui și toate dovedesc că el este. Să vie altul cu o născocire mai vicleană. Atunci, din gloatele întunericului, ieși o altă căpetenie încornorată și zise: Întunecimea ta, părerea mea este să le spunem oamenilor că, chiar dacă ar fi Dumnezeu, dar după moarte nu este suflet și nu este nicio judecată și, prin urmare, nici răsplată sau pedeapsă. Să le spunem că nu este nici rai, nici iad. Acestea sunt aici pe pământ. Ai ce-ți trebuie e rai, n-ai ce-ți trebuie e iad. Și, prin urmare, sunt slobă să mănânce și să bea și să-și facă toate poftele trupului, căci că mâine vor muri și după moarte nu mai e nimic și o să le pară rău că nu și-au petrecut câtă vreme erau în putere. Satana îi cumpăni vorbele, apoi îi zise: Nici cu vicleșugul acesta nu vom putea câștiga prea mulți, căci printre oameni sunt unii mai răsăriți la minte, care știu că este Dumnezeu și că în dreapta lui stă răsplata și pedeapsa după fapte. Și apoi mulți știu că sufletul dăinuiește și după moarte și va ajunge la judecata cea de pe urmă, cum îi învață scripturile. Cu vicleșugul acesta ne pică și nouă în ghiare, dar mare lucru nu. Eu vreau oameni mulți, ca nisipul mării, să-i închid ca pe turmă de proști în toate peșterile iadului, râgni Satana și trânti odată din copită de sughiță de groază toată droaia dacilor. Atunci din mulțime se desprinse o altă căpetenie și, sprijinindu-se țanțoși în coadă, duhni următoarea propunere. Prea întunecate jupâne și tată al minciunii, lăudată să fie grija ta de a umple iadul cu proștii și destrăbălații pământului. Am ascultat cu luarea minte vicleșugurile tovarășilor noștri despre pierzarea oamenilor, dar văzând că ele nu sunt pe placul întunecimii tale, am scornit la rândul meu un vicleșug și mai mare. De ce să ne lăudăm pe oameni pentru credința lor în Dumnezeu și în nemurirea sufletului, în judecata de apoi și în răsplata după fapte? De ce să nu le spunem și noi că este rai și iad care dăinuiesc în vecii vecilor? Dar, după ce le vom spune toate acestea, pe care ei le știu prea bine, să le șoptim la ureche, odată, de două ori, de mii de ori: Nu vă grăbiți cu pocăința, oameni buni, mai e vreme destulă. Trăiți întâi cum poftiți, pocăința lăsați-o mai la urmă, nu vă grăbiți. Ascultându-l, ochii Satanei fulgerară de bucurie drăcească. El se ridică trufaș de pe jilțul de flăcări ca smoala și, bătând cu lapa pe umeri pe căpetenia care scornise acest vicleșug, zbieră odată de se cutremură tot întunericul iadului.
Voi, duhuri spurcate ale împărăției mele, risipiți-vă ca gândul pe fața pământului și ca o otravă dulce, furișați în urechile oamenilor șoapta cu adevărat după numele vostru. Oameni buni, nu vă grăbiți cu pocăința, nici cu spovedania adevărată. Mai e vreme destulă. Mâine, poi mâine la bătrânețe. Până atunci, faceți-vă datoria către Dumnezeu și suflet numai așa, de ochii lumii. Vedeți-vă mai întâi de grijile pământești, așa ca și până acum. Pentru pocăința adevărată mai aveți vreme, că doar nu o să muriți mâine. Și la porunca satanei, duhurile se împrăștiară cu iuțeala gândului pe fața pământului să amăgească pe zăbavnicii oameni în minciuna pierzării cu amânarea pocăinței, pe mâine, la anul, la bătrânețe. Vedenia se stinse și preotul, trudit de soarta credincioșilor săi, înțelese în sfârșit pricina zăbavei lor de a se hotărâ să se mântuiască cu adevărat. De formă și de ochii lumii, ei își îndeplineau datoriile creștinești, dar, vrăjiți de șoaptele ademenitoare ale viclenilor tâlhari, găseau că sfaturile părintelui sunt bune mai mult pentru cei bătrâni, cât despre ei înșiși mai au vreme destulă, mâine, poi mine, la anul, la bătrânețe. Toate motivele pe care le aduc creștinii de a nu veni la cina lui Isus, de a nu-și griji haina de nuntă, sunt motive de râs pe care nu le cred nici cei ce le spun. Adevăratul motiv care se ascunde în dosul acestor pretexte este numai unul singur. Nu vor să se izbăvească de moartea care-i sfâșii. Și oare de ce această mare nebunie? Pentru că moartea păcatului e o moarte dulce la simțuri, din cauza plăcerii ei, o moarte unită cu plăcerea.